În minutele următoare luăm pulsul angajaților din construcții și vedem cum se raportează cei din domeniu la locul lor de muncă și ce salarii primesc. Conform unui studiu recent realizat de cea mai mare platformă de recrutare online, peste 11.000 de joburi au fost postate de angajatorii din construcții de la începutul anului și până acum, ceea ce face din acest domeniu al șaselea cel mai activ angajator din economie. În ciuda acestei activități intense, sectorul construcțiilor se remarcă prin salariile oferite. Media salarială netă în acest domeniu este de 5.000 de lei pe lună, ceea ce îi plasează pe un loc fruntaș în comparație cu alte sectoare. Un alt aspect important evidențiat de studiu este variația salariilor în funcție de poziție. Cele mai mari salarii medii sunt înregistrate pentru poziții precum diriginte de șantier, 6.600 de lei net, inginer de instalații și inginer proiectant, 6.000 de lei net fiecare. Alte poziții bine plătite sunt inginer construcții, inginer electrician, specialist achiziții și proiectant de instalații. Pe de altă parte, cele mai mici salarii sunt întâlnite la sudori și tehnicieni, care câștigă în medie 4.000 de lei pe lună. Instalatorii câștigă puțin mai bine, cam 4.100 de lei, în timp ce contabilii primari și reprezentanții tehnici au salarii medii de 4.500 de lei. Și haideți să vedem acum și cine sunt cei care se angajează în domeniul construcțiilor. Interesant este că, spre deosebire de alte domenii, candidații cu vârste între 18 și 24 de ani nu se află pe al doilea loc în clasamentul aplicărilor, ci pe locul al patrulea. Cei mai mulți aplicanți provin din segmentele de vârstă 25-35 de ani, urmați de cei din 36-45 de ani și de cei peste 45 de ani.